Ne-am întors, Ciucă și Ciolacu au fost în vizită la Kiev, l-au lăsat pe Câțu acasă, Câțu a plecat singur. Ce decizii ia România după vizita din Ucraina? Vom vorbi la această oră. Este situație tensionată la granița Republicii Moldova, au fost explozii și provocări. Ce riscuri sunt ca Putin să intre în Transnistria? Vom vedea și vom afla chiar de la fața locului, pentru că vom avea o legătură directă cu un politician din Republica Moldova care ne va spune despre planul lui Putin de a intra în Transnistria și de a repurta o victorie categorică pe 9 mai. Ăsta este visul conducătorului suprem. Și să iau măsuri la centrala de la Cernobâl, pentru că au fost chestiuni îngrijorătoare cu privire la ce se întâmplă acolo cu nivelul radiațiilor. Deocamdată se spune că nivelul este în parametrii normali, dar vom vedea ce se întâmplă, ce spun specialiștii. Și din nou, Ucraina cere armament greu. Ce va face România? Vom vedea, pentru că au fost discuții la Kiev cu Zelenski. Și după discuția de la Kiev, premierul României spune că se gândește la o soluție prin care să livreze și armament, deși până la urmă România rămâne în continuare un nod, cumva. Adică pe aici trec arme, dar livrate de alții. Haideți să vedem ce a fost cu vizita aceasta. Știrea că premierul Nicolae Ciucă, însoțit de președintele PSD Marcel Ciolacu și de ministrul de externe Bogdan Aurescu, a făcut o vizită în Ucraina în acest weekend, a căzut ca o bombă. De fapt, știrea este că cei trei s-au dus fără al doilea om din stat, Florin Câțu, președintele Senatului. Iată cum a anunțat Câțu la începutul lunii viitoarea vizită. Anunțul vizitei a fost făcut după ce evenimentul s-a consumat, motivul fiind rațiunile de securitate ce se impuneau. Delegația României a fost primită de președintele Volodymyr Zelenski, iar cei trei oficiali români au mai avut întrevederi cu prim-ministrul Ucrainei Denis Șmihal și președintele Radei Supreme Ruslan Stefanciuc. Premierul Ciuc a luat în discuție cu oficialii de la Kiev soarta a jumătate de milion de români care trăiesc pe teritoriul Ucrainei și totodată și-a exprimat solidaritatea cu poporul ucrainean. Am fost onorat să îl întâlnesc astăzi la Kiev pe președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski. L-am asigurat de sprijinul deplin al României în eforturile de a opri agresiunea ilegală și imorală a Rusiei, atrocitățile umane și distrugerile materiale suferite de această țară. Iar președintele PSD Marcel Ciolacu afirmă că țara noastră își propune să fie un factor de stabilitate zonal. România vrea să fie principalul hub de stabilitate și securitate în regiune și astfel să ne implicăm activ în procesul de reconstrucție a Ucrainei după război, atât la nivel guvernamental cât și cu firme românești. Mai mult, porturile Constanța și Galați trebuie să fie principalele puncte strategice de legătură între cele două țări, între Ucraina și Europa, dar și cu restul lumii. Rareș Bogdan, vicepreședintele PNL, explică de ce Florin Câțu nu a însoțit delegația română în Ucraina. Domnul președinte al Senatului, Florin Câțu, fost președinte al PNL, avea deja o vizită programată și organizată. Ucraina este în plin război. Nu poți modifica și interveni în aceste evenimente odată planificate. Faptul că la această vizită a participat președintele PNL, premiera României Nicolae Ciuc, ministru de externe, un om extrem de important în contextul negocierilor din regiune, Bogdan Aurescu, un om cu mare experiență în relațiile internaționale, și de asemenea președintele Camerei Deputaților, domnul Marcel Ciolacu, arată sprijinul României. Domnul Florin Câțu va fi prezent mâine la Kiev. Vizita domniei sale va avea loc, sunt convins, la toate standardele anunțate înainte. În această după-amiază, liderul grupului PNL din Senat, Daniel Fenechiu, a anunțat că vizita lui Câțu este separată de cea a delegației române. Distinct, a existat vizita premierului și odată cu el s-au dus și ministrul de externe și președintele Camerei Deputaților. Eu cred că este foarte bine că în două zile consecutive România este prezentă la nivel de vârf în Ucraina. Da, și avem și o dovadă că și Florin Câțu este prezent în Ucraina. Nu știm exact ce se discută la acest nivel. Parcă totul în România este ușor secretizat, așa să nu spun de-a dreptul.
Pentru că lucrurile poate că ar fi mai bine să fie comunicate, să vedem exact ce se întâmplă. Iată poza cu Florin Câțu în vestimentație de război, să spunem. În continuare, păstrăm aceeași formulă, ușor extinsă, Monica Tatoiu, Cornelia Lalu și Dian Popescu în platou. Costin Georgescu, fost șef al SRI și analist politic, prin telefon, în legătură directă cu noi. Bună seara! Și bună seara! Bun, aș vrea să începem prin a discuta despre cum se fac aceste vizite și încep cu domnul Georgescu. Două zile, vizite importante, foarte bine că se întâmplă, că oamenii importanți din România se întâlnesc cu președintele Ucrainei, cu oameni importanți de acolo, dar, dincolo de aceste lucruri, există, să zicem așa, un soi de a organiza la noi aceste vizite ad hoc? Sau cum s-ar putea interpreta aceste lucruri? Altfel, de lăudat. Vizitele sunt destul de ad hoc, că tot ce se petrece de altfel în Ucraina e un eveniment ad hoc care nimeni nu-l avea și nimeni nu era pregătit pentru în gândire și nimeni nu e pregătit pentru acesta. Ce se întâmplă? Dacă am urmărit toți în ultima perioadă, s-a spus că merg în vizită președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților. Nu se vorbea de primul ministru. E clar că a fost necesar să meargă primul ministru pentru faptul că sunt unele din operații de ajutor și de sprijin care sunt strict de competența guvernului. Deci, practic, ele pe primul loc în acest caz. Ei, aici s-a ajuns la o situație mai grea, mai neîntâlnită. Trebuia să meargă în același timp președintele Senatului, care e numărul 2 în stat, cu primul ministru, care este președintele PNL-ului, deci pe linie de partid este președintele Senatului. Deci un lucru ieșit puțin din comun. Și atunci s-a găsit această soluție, să meargă visele decalat. Deci nu este nimic rău, nu este nimic deosebit. Se ține seama și de politica internă, trebuie să ține seama locul 2, locul 3, locul 1 și așa mai departe. Asta e viața. Dar nu e nimic deosebit. Eu zic că e bine că s-au dus, e bine că vede și cei din conducerea NATO și din conducerea Uniunii Europene că România este alături de celelalte țări în această situație grea pentru Europa și pentru lume, fiindcă nu este o situație grea numai pentru Ucraina, este o situație grea pentru toți. Toți suferim și vom suferi de ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina. Da, asta e indiscutabil. Ca orice șef al serviciilor, ați rămas un diplomat, domnul director. Am fost și ambasador, să știți. Știu, dar da. V-aș fi spus. Ați rămas un diplomat. Eu, ca fost politician și ca fost senator, și știu, care cunosc intrigile din politică, vă spun și trebuie să recunoaștem. Sunt certați între ei, nu vedeți că se critică și la televizor. Și atunci Ciolacu cu Ciucă, l-au lăsat din tren, i-au închis ușa când se urce. Și acum, normal, deși Câțu a fost cel care a inițiat această vizită și a vorbit de vizită în Ucraina, doi, e normal să meargă premierul, pentru că știți foarte bine, mult mai bine decât mine, mult mai bine, deși am fost în Comisia de Apărare atâta timp, mult mai bine decât mine, sunt anumite situații complicate, sensibile. E și fost general. Fost general, ca să meargă premierul. Ciolacu trebuia să meargă, să puncteze și el politic la PSD, și l-au lăsat l-au lăsat din tren pe Câțu, care s-a dus și el după aceea. Dar cu ce mandat s-a dus? Deci, bună seara, domnul Georgescu. Eu vreau să întreb următorul lucru. Domnul Ciucă este premier, adică șeful executivului. Ca șeful executivului să-și asume niște responsabilități pe termen lung din partea României, el trebuie să aibă mandat din partea poporului român, reprezentat prin Parlamentul României. Sau al președintelui. Sau, nu știu, dar trebuie să aibă un mandat. Ce a negociat acolo? Cum afectează România? Pe mine asta mă interesează. Ce a promis? Și ați spus foarte clar, într-adevăr, prin România trece tot echipamentul terestru care vine pentru Ucraina. Nu intră prin Polonia. E prea pe sus, da? Trece pe la Galați. Da? Că, nu. Vedeți? Trece și prin Polonia. Stați liniștită, nu. Trece prin Polonia. Majoritatea... Este o bază puternică americană acolo și trece. Nu, din ce am...
Eu nu sunt ca dumneavoastră, dar am și eu prieteni, da? Majoritatea vin prin Marea Mediterană, Grecia, Bulgaria și România. Ăsta e drumul. Și atunci, de ce bombardează rușii în zona aia? Asta, că vor să bombardeze căile de acces prin care echipamentele de ajutoarele intră în Ucraina. Da, vă propun să urmărim declarația premierului cu privire la această vizită, să vedem. Sunt câteva ce-a puncte promis. Importante. Da, ce a promis și cam care sunt promisiunile pe care le-a primit. Pentru că au fost și negocieri până la urmă. Nu te întâlnești doar așa pentru a-ți exprima sprijinul. Exact. Pentru că e evident. Și Boris Johnson tot pentru asta s-a dus. Exact. Haideți să vedem. Premierul României a vorbit despre vizita din Ucraina. Nicolae Ciucă a explicat că întâlnirea de la Kiev a avut două obiective principale, unul pentru exprimarea solidarității față de Ucraina și altul pentru condamnarea invaziei ruse. El a precizat și care sunt măsurile luate de România pentru a sprijini țara vecină. Am subliniat că deja guvernul României a alocat 100.000 de euro contribuție voluntară pentru Curtea Penală Internațională, astfel încât să poată să își desfășoare activitatea în teren și totodată am oferit posibilitatea ca în funcție de solicitare țara noastră să participe cu experți la derularea investigațiilor în teren. În plus, premierul Nicolae Ciucă a anunțat că guvernul va analiza eventualele solicitări de armament venite din Ucraina și va lua o decizie. Este pentru prima oară când șeful executivului lasă o poartă deschisă pentru un eventual sprijin militar al României pentru statul vecin. Înainte de aceste declarații, ministrul Apărării Naționale a declarat că nu are informații cu privire la acest subiect. Nu avem asemenea discuții, noi participăm, suntem cel mai important hub umanitar și nu avem în acest moment discuții legate de arme. Totodată s-a amintit și despre situația din Transnistria. Ministrul Apărării consideră că nu există posibilitatea de război în Republica Moldova. Paralel, prim-ministrul țării spune că a discutat cu președintele Ucrainei despre Transnistria. Volodymyr Zelensky susține că scopul rușilor este destabilizarea situației în regiune și amenințarea Moldovei. Da, cam acestea sunt reperele și foarte important, șeful guvernului de la București a afirmat că România este disponibilă să se implice în procesul de reconstrucție a Ucrainei. Deci, vorbim despre... Contracte, am mai vorbit aici. Contracte economice. Înseamnă un nou plan Marshall. Da, dar asta înseamnă ceva mai slab decât acum două săptămâni când noi eram partenerul strategic al reconstrucției Ucrainei. Adică vom participa, deja înseamnă că și-a retras oarecum promisiunile, să zicem, domnul premier. Dar pe mine ce mă deranjează și mi se pare penibilă această diferență între vizite este că premierul Ciucă împreună cu președintele Camerei Deputaților s-a dus cu o delegație, ministrul afacerilor externe, domnul Aurescu, consilierul Iulian Chifu, specialist pe politică externă. Domnul Cîțu, văd că nu are pe nimeni în delegație, cel puțin vizibil. Adică mie mi se pare o mare diferență între cele două vizite. Deși e președintele Senatului. Al doilea om în stat. Putea să-și ia președintele Comisiei de Apărare, președintele, știu eu, alte ori comisii. Păi, adică... Poate ne spune domnul profesor Georgescu. Da, domnul Georgescu. Ar putea fi discuții total diferite, pentru că până la urmă nu știu dacă adică au vorbit la București. Da, forța să mai mare. Un discurs comun. Haideți să fim puțin rezonabili în situația actuală a României. Da, vă rog. S-au dus președinții celor două mari partide care conduc România la ora actuală. De președintele PSD-ului, să o luăm în ordinea mărimii, președintele PSD-ului și președintele PNL-ului. Unul fiind președintele Camerei Deputaților, altul fiind primul ministru al României. Deci toată forța României în afară de președinte a fost prezentă acolo. Și după câte știu, înainte de a se duce acolo, au trecut pe la președintele României și au plecat și cu mandatul acestuia. Să fie deci, agenda comună. Membrii ai CSAT-ului, că ei sunt și primul ministru și membru al CSAT-ului, a vorbit și cu președintele CSAT-ului, cu președintele României. Deci aici s-au hotărât lucrurile și, bineînțeles, cu solicitările care s-au făcut la întâlnirea respectivă, se vine în țară și se discută în Consiliul Suprem de Apărare a Țării.
atunci se vor stabili ce măsuri sunt necesare. Vizita de mâine sau de a președintelui Camerei Deputaților, senatului, mă scuzați, este mai mult o vizită protocolară. Să arate că toată România, că toată forța României, dacă vreți, parlamentară și națională, este alături de Ucraina. Aici nu se mai fac discuții concrete de ajutor. Ce se fac la nivelul primului ministru. S-au făcut deja. Deci nu trebuie să interpretăm toate lucrurile astea. Trebuie să vedem partea pozitivă a lucrurilor. La ora actuală, ce se întâmplă în Ucraina, ce se întâmplă în Europa, sunt lucruri care ieșesc din comun. Unele lucruri sunt, cum să vă spun, negândite ieri și se întâmplă astăzi. Și astăzi nu știm ce va fi mâine. Cum n-am știut acum câteva zile ce se întâmplă în Transnistria. Și Transnistria este o problemă. Este o problemă care ne doare și pe noi, țara noastră, fiindcă face parte din Republica Moldova, totuși Transnistria. Și Republica Moldova este sora noastră mai mică, dacă vreți. Deci și rușii vor ceva în Transnistria, fiindcă au armată acolo, au depozite de arme, au depozite de muniții și de acolo poate să atace foarte ușor Odessa. Deci, și la fel e la doi pași de gurile Dunării. Deci sunt multe lucruri care contează pentru ceea ce se întâmplă astăzi în Transnistria. Aștia mi se par problemele mult mai mari decât de ce n-a mers ăla și a mers ăla și a mers așa la mâine și așa mai departe. Perfect, e de acord. Puțin important. Perfect de acord și citesc din Nicolae. Domnul Georgescu, cu toată diferența, aveți perfectă dreptate. Și astea sunt lucruri importante, pentru că știm foarte bine de conflictul dintre ei și acești oameni conduc România. Dar nu e conflict aici. Nu e un conflict. E ca să nu fie conflict, au mers fiecare foarte elegant și mai bine așa decât să certe. Eu sunt de acord, dar a spus foarte bine că sunt chestii importante, dar și astea sunt importante. Așa este, așa este. Sunt importante, dar și astea sunt importante. E important, Transnistria, pentru că ne-a fost alipită, asta a fost istoria, și acolo e o armată foarte puternică, armata 14 acolo, și într-adevăr nu știm ce vrea Rusia. Nu mai armata 14, nu, aici vreau să contrazic, nu mai este armata 14. Armamentul adus din Germania. Au doar 1200 de soldați. Dar întrebarea mea este, de ce să nu ne analizăm din 1993 sau când s-a răcit conflictul între partea transnistreană și Chișinău și nimeni, toată lumea s-a făcut că e bine cu rușii, știam că rușii sunt acolo, știam că moldovenii trec greu, că nu pot să intervină în interiorul Transnistriei. De la și toată lumea a întors capul. Ilașcu. Și toată lumea întoarce cap, au întors capul că rușii operau acolo și că ei erau păzeau ordinea și disciplina. Ce surpriză ce se întâmplă. Da, și tot așa. Bine că totul era ținut sub preș, da? Și acum, după câți ani au trecut? Sunt 30 de ani. 20 ceva de ani. 20 de ani. Din 92. 20 de ani. 30 de ani. Da? Precis, 30 de ani. 30 de ani ne-am făcut că nu știm de râca de acolo. Și acum brusc am descoperit-o că rușii încep să o folosească. Deci nu este bine. Asta încerc să spun. Orice lucru care pare minor dintr-un anumit punct de vedere, când te gândești la stabilitate, își crește și devine din variabilă specifică o variabilă fundamentală care dă peste cap toate modelele. Despre asta e vorba. Ce se întâmplă acum în PNL, între Câțu și cu Ciolacu și cu Iohannis, toate astea, credeți că analiștii străini nu le văd? Da, domnule Georgescu, bun. Ciucă spune așa, România analizează posibilitatea de a livra arme Ucrainei. Analizăm solicitările pe care le vom înainta guvernului de la Kiev. Cam cât de periculoasă este în acest moment? Pentru că sunt oameni care spun așa, dom'le, și intrăm în retorica Rusiei, din păcate, care spun așa, de ce ne băgăm noi în asta? Nu vom face genul de politică pentru Rusia. Dar ideea este următoarea. Că am intrat într-o altă fază a războiului. Cum poate ajuta România Ucraina, concret?
Înainte de a încerca, să vă dau un răspuns, că poate nu sunt cel mai competent pentru acest răspuns, aș vrea să vă spun de ce 30 de ani a existat această situație nenorocită, dacă vreți, după mine, privind Transnistria și România, n-a putut să facă multe lucruri. Primul motiv a fost cine a condus pe Republica Moldova în acest timp. Să nu uităm președinte Gaboroni, să nu uităm președintele cel de până acum un an de zile în scapă. Dodon. Care erau legați de Rusia. Deci, ce puteai să faci? Nu puteai să intrăm noi în țara respectivă. Și nici nu făceam parte din acea comisie care s-a făcut, în care am cerut să intrăm și nu s-a aprobat. Asta este realitatea, din păcate. Tristă, dar adevărată. Revenind la întrebarea care mi-a spus-o, e o întrebare delicată. Acum să știți că România nu are posibilități mari, că și noi primim arme și cumpărăm arme din alte părți. Mai nou am început și noi să fabricăm în sfârșit niște mașini grele de luptă. Și bine, am avut o industrie foarte bună, dar din păcate am reușit să o tragem pe dreapta, cu excepția câtorva fabrici, cum ar fi cea de la Cugir, așa mai departe. Putem să-i ajutăm probabil la muniție, putem să-i ajutăm la arme ușoare, cred, dar rețineți, fiindcă asta e sensul întrebării. Noi suntem în NATO. Nu putem aștepta de la NATO numai partea plină a paharului, adică dacă, Doamne ferește, ni se întâmplă ceva, NATO să sară pentru noi. Și noi trebuie, când NATO are nevoie de noi, și fiți sigur că dacă vom face ceva, vom face numai dacă conducerea de la NATO își va da acceptul pentru ceea ce putem face pentru Ucraina. Nu se face nimic de capul nostru în acest domeniu de armament. Nu, dar cetățenii români nu gândesc, domnule, dacă eu livrez arme Ucrainei, înseamnă că mă bag eu, România, stat NATO, în conflictul dintre cele două țări? Dar și Germania a decis să vândă. Și Germania e stat NATO. Da, exact. Dar are o preliștea din partea Elveției care nu vor să furnizeze niște componente, dar nu asta. Adică nu poți să analizezi cu dublă măsură totuși. Asta, eu mă gândesc la cetățenii României. Spun, domnule, ce treabă am eu cu conflictul între Ucraina și Rusia? Păi e la granița cu România până la urmă. Dar ce pot să dau eu Ucrainei? Ce producem noi? Nu contează, distribui. Ce putem să facem noi, și aici este punctul forte, avem portul Constanța. Rușii au distrus Mariupol și mai vor să distrugă și Nicolaev, sau cum se numește portul ăla de la... Mai nou și Odessa. Și Odessa, da? Ucraina poate să exporte prin portul Constanța. Deja da? Sunt vase. Și, nu, dar portul Constanța trebuie ajutat să facă față la asta. Și aici intervine guvernul României, care trebuia să ia măsuri să crească capacitatea portului Constanța de a ajuta Ucraina să exporte. Că și acolo sunt probleme. Asta putem să facem. În definitiv, dar o să vedeți. Mai răruț. Așa e în România. Monica, cum să mai exporte Ucraina maritim ceva? Acele 80.000 de tone. Păi bun, dar de unde le încarcă la ei? Ucrainienii la ora asta sigur nu mai au niciun port. Păi nu, dar le încarcă pe calea ferată. Nici la Marea Azov, nici la Marea Neagră. Știu, păi tocmai. Deci pe calea ferată să vină și să ajungă la Constanța și de la Constanța să exporte. Profit de faptul că am ajuns cu discuția în acest punct, pentru că este un scandal foarte important legat de livrarea de gaze. Și știți foarte bine, haideți să vedem materialul, să vedem contextul în care Rusia a oprit livrarea de gaze pentru două state importante, neprietene, atenție. Rusia a stopat livrarea de gaze către Polonia și Bulgaria într-o escaladare majoră a conflictului dintre Moscova și Europa, motivând că cele două țări au refuzat să plătească în ruble pentru livrarea combustibilului, așa cum a cerut administrația de la Kremlin încă din urmă cu o lună. Deși Bulgaria este aproape în întregime dependentă de gazul rusesc, importând în jur de 90% din necesarul de gaze, o întrerupere a livrărilor nu va avea un impact critic asupra Bulgariei,
după cum declară oficialii de la Sofia. Premierul bulgar Kiril Petkov a spus că decizia Moscovei de a asista furnizarea de gaz către țările europene este o încălcare a contractului și că gazul este folosit ca o armă. El a afirmat că lipsa gazului furnizat de Rusia nu îi va afecta dramatic pe bulgari, țara sa având suficiente rezerve pe termen scurt și că va colabora cu Comisia Europeană și cu partenerii din Europa pentru a-și asigura necesarul de gaze din surse alternative. Premierul Petkov a mai spus că, din fericire, sezonul rece s-a încheiat, iar încălzirea orașelor consumă cel mai mult gaz, iar ceilalți consumatori importanți, care sunt fabricile de sticlă și de produse chimice, ar putea utiliza combustibili alternativi sau ar putea reduce temporar producția. Nici Polonia nu ar fi afectată foarte tare fără gazul rusesc, după cum spune primul ministru polonez Mateo Morawiecki, care afirmă că țara sa va face față deciziei pe care a luat-o Rusia de a asista livrarea de gaze, spunând că Polonia are surse alternative. As I have emphasized many times, Poland has prepared to diversify its gas supplies and to obtain gas from various sources. And even before the Baltic gas pipeline enters service, we will be able to protect our economy, protect our households and Poles against such a dramatic step by Russia. Mai multe țări europene și-au declarat sprijinul față de Polonia și Bulgaria după anunțul Rusiei de sistare a furnizării de gaze. Germania a fost printre primele țări care s-au oferit să acorde sprijin în domeniul energetic, la fel și Grecia. Da, e o întrebare. Ursula von der Leyen a spus așa, că Rusia șantajează statele europene. Bun. N-am înțeles. Este domnule Georgescu până la urmă sau despre ce vorbim aici? Aici vreau să vă spun un lucru. Putin a făcut una din multele lui greșeli și a dat cu stângul în dreptul. Bulgaria e o țară slabă. Să nu uităm că în Bulgaria există o simpatie. Am văzut din sondaje de opinie nu îndepărtate, în care simpatia față populației, față de Rusia, destul de mare. După acest act al Rusiei, că Rusia vorba aia a făcut ce a făcut, față de Bulgaria, sunt convins că această simpatie va scădea imens. Cu Polonia e altceva. Între Polonia și Rusia este o simpatie de aia, între ghilimele, de mult timp, care i-a costat pe polonezi de-a lungul a secolelor mulți oameni. Deci, al doilea lucru, Bulgaria foarte rapid va da drumul, care, de ce spun treaba asta, că e foarte important, cu Grecia, va face legătura cu Grecia și exact. În felul ăsta automat intră și România în joc pentru gazul lichefiat. Gaz lichefiat care o parte vine din Statele Unite, o parte vine din Orientul Apropiat și profită de el și Bulgaria și România. Se pare că la nivelul lunii octombrie, cel târziu, această legătură și-a arătat pe șantiere, ăla erau de acolo, va fi gata această legătură. Deci Bulgaria nu va suferi mult. Nu știu, Polonia nu cunosc problema care o au ei, că e o problemă mare, într-adevăr, în Polonia. Și dependența destul de mare. Până la urmă, Rusia ne-a făcut un cadou. Că grecii mai tot amânau deschiderea. Dar așa, prin chestia asta ne-a făcut un cadou. Domnul director, polonezii, dacă ați văzut că au fost foarte rezervați, a zis, stați liniștiți, nu ne vă faceți griji de noi, că ne vom descurca din mai multe motive. În primul rând că ei au la Marea Baltică stațiile de LNG. De ei își primesc LNG-ul direct. Doi, gazele lichefiate. Traduc pentru oamenii ăștia noi profani. Gazele lichefiate. Da. Să nu ajungem la exogen. Practic, numai puțin. Practic, lor le-a închis conducta Yamal, care venea Belarus, Polonia. Deci una din conducte le-a oprit chipurile ca să plătească. De-aia Polonia a fost foarte calmă. 3. Polonia are la jumate prețul energiei electrice față de toată Europa și față de România, nu mai vorbesc. Pentru că polonezii n-au ascultat de Uniunea Europeană și când Uniunea Europeană a spus închideți exploatările de cărbune și energia pe cărbune, Polonia le-a mărit. Că și-a dat seama că se va grăbi România cu niște impostori să facă lucrul ăsta și au unde să vândă energie scump să-și ia banii. Asta s-a întâmplat. 3. Bulgaria are conducta TANAP, Transanatolia Pipeline, care vine din Georgia, Kazahstan. Deci e alimentată, nu din gaze rusești, dar este alimentată,
Bulgaria mai are un culoar de LNG de 8 milioane de metri cubi pe zi. Gaze lichefiate de 8 milioane de metri cubi pe zi, care intră în Bulgaria din terminalele de la Adriatică, de la Mediterană. De aia nici ei nu sunt foarte, foarte speriați. Iar interconectorul Grecia-Bulgaria, de care se vorbește, care practic e o mărire a capacității de transport dinspre Marea Mediterană spre Bulgaria, dintre care să luăm și noi LNG, dar toată capacitatea asta care va fi împărțită între noi, sârbii, ungurii, se împarte, deci nu vei fi o cantitate atât de mare. Dar nici Bulgaria nu este... mulți la masă. Nici Bulgaria nu este o țară atât de mare. Bulgaria totuși are 9 milioane jumate. Nici dependența de gazul rusesc nu e atât ce de mare. Ce avem problemă, domnul director, în România la ora asta? Reducerea cantității de gaze din Bulgaria va face ca Bulgaria să uite foarte atent puțin pe exportul de energie electrică în România. Noi importăm din Bulgaria 1000 de megawatts pe zi. Oră pe zi. Și în acest caz, reducerea exportului spre România de energie, nu permanent, în momente de vârf, va face ca România să plătească triplu. S-ar putea să ajungem iar la 400 de euro megawattul pe piața pe ziua următoare, tocmai pentru faptul că Bulgaria nu o să ne mai livreze energie electrică, pentru că o să-și protejeze, neavând gaze și intrând cu ele la depozitare, la magazinare, o să reducă centralele pe gaze electrice și o să rămână doar pe Coslodâi 1-2 și noi o să avem o problemă mai mult decât bulgarii. Bune? Da. Și mai adaug ceva. Adică trebuie să privești cum vă povesteam eu la televizor de 2 ani, de un an, că intrăm în criză în octombrie și nimeni. Și ce importăm din Ucraina? Nu mai importăm. Problema că Ucraina e oprită, aici este o problemă care Ucraina ne va ajuta pe noi. Avem linia de la Mukachevo de 1000 de megawatts și Ucraina ne va ajuta pe noi pentru că au centrale nucleare care nu le pot opri și n-au unde să debușeze energia electrică. Și deci de asta s-a dus. Sperăm, nu de asta s-a dus, că glumesc, nici măcar aia nu știu. Eu să duc și nu înțeleg. Deci Ucraina ne ajută, ne va ajuta cu energie. În Ucraina cred că din luna mai deja se tranzacționează între Transeretica și Ucrenergo, între țările de la linia de Mukachevo de 1000 de megawatts. Și s-ar putea să se deschidă și comercial cu aprobarea Consiliului Tehnic de la Viena. S-ar putea să se deschidă pe luna mai. Deci, practic, vine din Ucraina un import de energie. Ucrainii ne ajută și pe noi. Depinde atunci cum se poziționează fiecare. Un lucru este clar. Bine, îl luăm cu rezervă pentru că vine dinspre ruși, vine dinspre Gazprom, care spune că există deja 4 cumpărători de gaze și că plătesc deja în ruble, ceea ce vrea Putin. Iar alte 10 companii au deschis conturi la Gazprom Bank. Sigur, sigur. Așa e sistemul, să-ți deschizi cont acolo, plătești practic și se face conversia după aia în 10 ruble. Companii se vorbează în presă că apelează la chestia asta cu contul cu ruble. Interesant din UE? Este de unde? Din UE. 10 și companii cumva din, să zicem, din Germania sau Elveția, din Italia? Elveția. Doar toate companiile, nu, marile companii sunt cu sediu în Elveția. Vă spuneam la dumneavoastră... Sediu social. Vă spuneam la dumneavoastră în emisiune acum o lună, dar n-ați fost atent. Sunt ferm convins că în luna martie, când s-au licitat alocările de capacitate pe interconectorul Isaccea, adică venirea din conductele Rusia-Ucraina, vechiul culoar spre Europa al gazelor, din vremea de pe vremuri, cele două companii rusești, noi nu importăm gaze decât prin două companii rusești. Restul, noi nu avem logistica necesară la ora asta. Niște impostori, ce vă spun. Așa, deci care sunt alea? Două companii rusești. Nu, eu nu discut de numele proprii. Două companii rusești n-au cumpărat capacitate la Isaccea. La noastră v-am spus în emisiune. Deci pe luna aprilie nu s-a tranzacționat niciun metru cub de gaz pentru că n-au avut cine să importe. Ele sunt convins că au primit ordin de la Moscova și chiar am atras atenția pe un alt post. Oare Transgazul a atenționat primul ministru pe Ciucă și a spus aceste lucruri? Dom'le, vedeți că companiile rusești nu cumpără capacitate, adică nu vor importa gaze în România, pentru că de aici un ministru, un prim-ministru cu consilierii trag un semnal de alarmă. Că ăștia știau ce vine. De ce Moscova le-a spus nu cumpărați? Ha? Sunt două lucruri. Ori atacă Odessa și atacă culoarul principal de gaze dinspre Rusia, aici analiștii pot să facă, și o bombă a ajuns în Odessa, într-un terminal petrolier, ori se pregătesc să blocheze și alte culoare. Aici premierul trebuie să fie informat, CSAT-ul trebuie să-și pună un semn mare de întrebare,
pentru că a lua o alte soluții. Adică să găsim noi soluții. Da, să fii pregătit. Permanent pregătiți. Dar pentru asta ai nevoie de un ministru energiei serios și capabil. Ai nevoie de consiliul de care să discute aceste deci lucruri. Deci n-au cumpărat. Monica, ce spun eu acum sunt publice. Noi care suntem în domeniu ne uităm pe alocările de capacitate scoase la Transgaz. Sunt publice, că nimeni și se vede că este zero. Știți că promiteam deci pe prima ce oră. Urmează. Cum? Da, știu că promiteam pe prima oră în privința ministrului energiei o discuție. Da, dar nu că mulți zic dacă eu am curajul să mă iau de el, alții n-au curajul pentru că sau n-au curajul sau alte motive pe care eu le știu. Eu deci, le spun, eu n-am nimic cu el, de exemplu, dar spun ce transmite de care că România va deveni o țară independentă energetic prin amplasarea primului reactor modular de mici dimensiuni. Domnul, vedeți, aceste aberații acestor indivizi care vin și min la televizor. România va deveni independentă energetic din gazele din Marea Neagră, peste 5 ani. România va deveni independentă și ala aveți pe domnul Georgescu aici, care știe foarte bine. Păi un reactor atomic se amplasează într-un an. Un reactor, nu, mini, nu, stai puțin. Mini, lasă-le și SMR-urile de pe submarine, lasă-le da, știu. Da, și păi alea se amplasează într-un an? Păi se amplasează pe portavioane. Ce vorbești? E alt subiect. Ne-am lungit cu vorba, ca de obicei. El trebuie să producă energie electrică, să-l amplasez în matca unui râu, cum e Oltu, cum e Jiu, trebuie să ai apă. Mi se alătură în discuție și Octavian Țicu, istoric politician din Republica Moldova, să ne spună care e situația cu Transnistria. Bună seara! Bună seara și vă salut de aici la Chișinău. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Adevărat a înviat. Am avut câteva zile de agitație, un pic până s-au lămurit chestiunile în legătură cu așa zisele atentate și explozii de la Tiraspol. Pentru că, evident, primul gând a fost faptul că Rusia își dorește în cazul Beli în raport cu Ucraina și Republica Moldova. Asta e gândul majorității oamenilor care deci au luat cunoștință de aceste lucruri. Pentru că evident acest regim separatist și armata pe care Rusia o are acolo a fost gândit pentru un mod de acțiune atât împotriva Ucrainei cât și împotriva Republicii Moldova. Dar privind lucrurile altfel, să înțelegem că în acești 30 de ani regimul de la Tiraspol a dezvoltat o proprie autonomie, astfel încât din lucrurile care apar în spațiu public și în discuțiile pe care le avem cu oamenii care vin de la Tiraspol, înțelegem că actualul regim separatist nu dorește să lupte în acest război sub nicio formă. În primul rând, pentru că în mare parte acest regim este întreținut de Bușan și Șerif, care a dezvoltat o rețea extrem de diversificată de relații. Și se înțeleagă că acest regim a supraviețuit economic și a prosperat datorită relațiilor care le-a avut atât în Ucraina, și la Kiev, și la Odessa, la Chișinău, și a făcut comerț și export în Uniunea Europeană, inclusiv în România, care este raportat ca unul din partenerii principale, evident, cu ștampilele moldovenești. Dar acest regim, la acest moment, are o ambiguitate de atitudine față de acest război. Și exploziile mai curând au avut menirea de a-i convinge un pic să se trezească la realitate, mă refer din partea Rusiei. Și evident, pentru că din punct de vedere militar, să înțelegem la acest moment, regiunea pentru Ucraina nu este o amenințare majoră. Lucrul ăsta ne l-au spus atât militarii ucraineni, cât și administrația prezidențială. Alexei Arestovici ne-a spus, spre exemplu, că armatele ucrainene ar putea ajuta Republica Moldova pentru a soluționa acest conflict în condițiile în care va exista o cerere în acest sens. Bun, păi și atunci care e scopul? Stați puțin, că nu înțeleg. Unii experți spun așa, că atacurile acelea de la Tiraspol sunt, de fapt, o operațiune sub steag fals. Asta este, de fapt? Este o operațiune a rușilor, evident, a rușilor, da. A cărui scop este divers.
dar care are și un succes evident de a constrânge administrația de la Tiraspol să fie mai conștientă de acțiunile pe care urmează să le preprinde împotriva Ucrainei. Iar Tiraspolul nu vrea să lupte împotriva Ucrainei. Tiraspolul nu dorește să lupte nici împotriva Republicii Moldova. Deci din culisele Poliției Moldovenești l-a anunț, spre exemplu, că liderul neoficial al Transnistriei, Gușan, s-a întâlnit cu Maia Sandu și înainte de asta au fost întâlniri între ambasadorul Statelor Unite și Krasnoșevski. Adică lucrurile sunt altfel decât Rusia și închipie. Dar evident să înțelegeți că Rusia a făcut acest lucru și din considerentul de a resuscita cumva opinia publică rusească în jurul problemei transnistrene și arăta că aici se întâmplă lucruri evident, pasând întreaga responsabilitate asupra serviciilor ucrainene și învinuind Ucraina de aceste atentate și chiar de complicitate a Ucrainei de vreme, Republica da. Moldova în retezarea acestei autonomie da. Transnistrene. Vă rog, doamna Tatoia. Rusia a obținut prin aceste atentate și o anumită deviere de la războiul din Ucraina propriu zis, arătând că, de fapt, cineva își dorește să încalce drepturile rușilor în Transnistria. Am înțeles. Da, e limpede. Numai puțin. Să înțelegem bine. Deci, rușii din zona respectivă au încercat să-i aducă la matcă pe cei care erau mai interesați de activitățile economice și se abătuseră de la sursa de... Care nu-și doreau mobilizarea Transnistriei la război împotriva... Care erau mai interesați de bani și de economie. Am o întrebare. Acolo este un imperiu financiar enorm. Deci Gușan are nevoie de garanții. Am o întrebare. De garanții de a nu intra și sub sancțiunile Statelor Unite. Astea au fost și motivele întâlnirii cu oficialii americani cu Maia Sandu. Exact. Am o întrebare. Mai funcționează combinatul de cimentarul la Farj din zonă? Da, toate merg bine pentru că Republica Moldova și Uniunea Europeană au oferit ștampile moldovenești de export pentru toate aceste întreprinderi a căror producție merge în mare parte în Uniunea Europeană. Cel mai recent este cazul cu vina metalurgică de la Râmnița. Păi sunt investiții europene acolo, da. Occidentale. Și pierd bani dacă începe războiul. Evident, și această regiune, vă spuneam, în acești 30 de ani și-a dezvoltat și propria dinamică, așa, în raport cu Federația Rusă. Ei folosesc, desigur, contingentul militar relațiile cu Federația Rusă, dar sunt foarte bine ancorați în contextul regional. De exemplu, oficialitățile de la Ucraina, din Ucraina până la Zelenski și înainte de el primeau o mită direct în buzunar de la contrabanda între Tiraspol și Odessa, pentru că acolo s-a dezvoltat imperiul financiar. Deci, folosind această pârghie a relațiilor cu oficialitățile la nivelul regional din Ucraina. În plus că toți liderii, cred eu, din Tiraspol au cetățenie ucraineană în același timp pentru a avea relații și comerț mai privilegiat sau încropit și cu cetățenie ucraineană. Erau soluții. Erau vecini. Erau vecini și e normal. 30% din populația Transnistriei sunt ucraineni. Cam 30% români, 30% ruși, da. 30% ucraineni. Domnule Georgescu, în ce cheie să interpretăm această acțiune a Rusiei, până la urmă? Problema e complicată, dar rușii au un interes. Noi știm mai demult declarațiile unui general și nu numai rus, în care dorința Rusiei să ajungă la gurile Dunării. Deci asta înseamnă automat legătura cu Transnistria. Bineînțeles, Odessa, Transnistria, gurile Dunării. Asta e o dorință a lor și Doamne ferește să se întâmple așa ceva. Și pentru asta au nevoie de puncte de sprijin. Și unul din punctele de sprijin este este Transnistria, unde există, pe lângă armata rusă, e și o armată locală,
antrenată și pregătită și dotată de către ruși. Deci ei s-ar baza pe acest lucru și ar dori acest lucru. Aici, într-adevăr, și mă bucur că aud de la domnul Țicu că conducerea actuală a Transnistriei nu prea iubește o astfel de variantă. Asta da, este un lucru foarte, foarte bun pentru noi. Dar, domnule Georgescu, iertați-mă, armata transnistreană, din informațiile mele, este pregătită la nivelul anilor 60-70, din punct de vedere al... Așa mă citit de... Așa este, nu-i așa? Iar contingentul rus, armata ucraineană, tiraspoleză, domnule Țicu, are cât? 6.000-7.000 de soldați? Nu. Deci ei au 1.500 de pacifiști ruși. Ruși, da, da, un contingent, da? Până, de rezerviști până la 12.000. Dar uitați-vă, este lucru interesant. În contextul acestor explozii au crescut pozele la vamă, deci așa numită vamă. Da. Foarte mulți transnistrieni au fugit din această regiune la Chișinău. La Chișinău, da. Dar cum se... Și aveți dreptate că Rusia are o armată, dar nu modernizată nici într-un fel. Și mică, chiar mie și ceva. Chiar arpăgăurile astea care au tras asupra sedilor MGB-ului lor sunt niște aruncătoare de grenade din anii 60. Adică eu nu cred că rușii au o armată combativă capabilă să lupte împotriva Ucrainei. Împotriva Republicii Moldova, da, pentru că la noi armata e la fel ca și în Transnistria, da. Dar la performanțele care le arată armata ucraineană, practic Tiraspolul este panicat și are o frică de a interveni cumva, măcar de a face o aluzie că ar dori să intervină în Ucraina. Deci, doar a deci fost... avem o discrepanță între ambițiile Rusiei de a folosi această regiune și lipsa de combativitate și lipsa de armate și armament efectiv care ar putea ajuta... Dar credeți că Republica Moldova ar fi printre obiectivele Rusiei până pe 9 mai, că am tot vorbit de data aceasta fatidică, în fine, pentru... Cea mai mare problemă, să știți, că este putinismul din Republica Moldova. Nu este armata din Ucraina și... Deci noi avem în interiorul Republicii Moldova o susținere majoră a războiului lui Putin împotriva Ucrainei. Potrivit sondajelor, cam 30% din moldoveni cred că Putin, într-adevăr, denazist și eliberează Ucraina. Iar în Parlamentul Republicii Moldova avem... o poziție pro-rusă extrem de puternică, un bloc între socialiști și comuniști care au amenințat cu organizarea unui marș masiv în ziua de 9 mai. Autoritățile noastre, așa cum știți, au interzis simbolica de război putinistă și panglica Sfântului Gheorghe. Da. Ei au folosit acest pretext ca a organiza un marș de nesupunere. Și temerile mele sunt mai mult legate de acțiunile de destabilizare internă și de încercare de preluare a puterii prin aceste proteste. Da, e limpede. Adică, problemele exact ce zicea Maia Sandu ieri în discursul său. Da, domnule Georgescu, foarte pe scurt, pentru că suntem la final, să ne îngrijorăm. Există riscuri majore? Da. Asta este un motiv de îngrijorare, fiindcă, într-adevăr, Republica Moldova trebuie sprijinită și nu vorbesc numai de România, care are posibilități limitate în acest domeniu, ci trebuie sprijinită și de Uniunea Europeană și de NATO. Republica Moldova trebuie extraordinar de mult sprijinită, nu numai așa cu vorbe, ci și efectiv cu fapte. Fiindcă acel procent de 30% de cei care doresc războiul sunt cei care au fost aduși după al doilea război mondial, aduși în locul românilor care au fost duși în Siberia terminați, practic toată intelectualitatea română de acolo, au fost aduși ruși care au rude încă la Moscova, la Leningrad, era să zic, la... Și care au influență în opinia publică. Cum vreți să-i spunem și așa mai departe în Rusia. Da. Deci au rude. Deci ei se consideră ruși. Nu se consideră deloc moldoveni. Mulțumesc mult pentru aceste intervenții. Mulțumesc mult pentru această ediție. A fost foarte interesantă. Ne oprim aici. Să auzim de bine.